I thought about the photo. Look at the photo. Look at Vremea aproape de vară pe litoral, temperatura aerului a ajuns la 23 de grade Celsius, iar marea dă semne de încălzire, astfel încât turiștii aflați la Mamaia deja fac plajă și baie. Plajele însă nu sunt atât de aglomerate cum ar dori patronii din stațiunile estivale. Și vremea a fost puțin schimbătoare, noi suntem pregătiți, prețurile sunt extraordinar de bune, dar în general turiștii vin în a doua parte a lunii mai sau spre sfârșitul lunii mai și în luna iunie. E păcat, la începutul sezonului prețurile sunt extraordinar de bune și vremea este frumoasă. Chiar dacă avem prețurile mici pentru acest început de sezon estival, noi mai avem nevoie de vreme. Deci mai avem nevoie de soare ca totul să fie complet. Litoralul pentru tot se înțelege din start, prețuri mici, de la A la Z, de la mâncare, la șezlonguri, la orice. Dar dacă noi nu avem esențialul, adică soarele, s-a terminat jecheria. La revedere! La orele prânzului, turiștii și localnicii și-au luat în primire câte un petic de plajă și și-au întins cerceaful ori șezlongul pentru o repriză bună de baie de soare. În apă ați fost? Nu. Ea nu este de intrat în apă. Nici cu degetul n-ați. Așa, da, dar nu. E foarte rece. Foarte rece, da. E devenit pe vremea asta la mare? Nu neapărat. Nu. Mai încolo, mai târziu, măcar pe la finalul mai, începutul iunie, dacă este. Da, acum nu. E plăcut. Acum s-a oprit și vântul, e mai bine. A fost mai răcoare. Da, dar pe zi a fost bine. Ai fost în apă? Nu, e rece. E rece rău. E devenit în perioada asta la mare? Da, da. E liber, e frumos, chiar e devenit. Mă gândeam că o să spui nu, că e frică. Nu, e plăcut, e plăcut. Nu e frică. E un pic cam răcoare pentru vremea asta și au cam alternat perioadele astea foarte fierbinți cu perioade mai răci. Da? Sperăm să vină și vara. Sigur nu ne va uita. În programul Litoralul pentru Toți, hotelierii pun la bătaie 4.000 de camere în toate stațiunile de la mare, iar biletele sunt vândute în peste 70 de agenții din toată țara.